Doamnelor și domnilor, onorată asistență, astăzi celebrăm revenirea în țară a militarilor noștri din cadrul celui de-al 13-lea contingent al Armatei Naționale, detașat în misiunea 1 de menținere a păcii, KFOR, din Kosovo. Pe parcursul celor 6 luni de misiune în regiunea Kosovo, efectivele Armatei Naționale au depus efort pentru îndeplinirea sarcinilor puse în fața pacificatorilor moldoveni. În calitatea mea de comandantul contingentului KFOR 13 am avut o deosebită onoare împreună cu colegii mei să reprezint Republica Moldova în operațiunea internațională. Acești 40 de ofițeri, sergenți și soldați au demonstrat că sunt bine pregătiți și interoperabili cu militarii din celelalte contingente, fiind apreciați la cel mai înalt nivel, după cum deja a raportat și comandantul, de contingentul KFOR. Participarea lor este o mândrie pentru Armata Națională, dar și pentru întreaga Republică Moldova. Bine ați revenit acasă!